Echipa la care este Lionel Messi este Inter Miami, însă ea nu este cea mai bună echipă din MLS. Chiar dacă ea l-are pe Lionel Messi, Suarez, Busquets. Așa că în videoclipul de azi o să transform echipa Inter Miami, cea mai bună echipă din MLS. Ei bine, și am ajuns la Inter Miami aici în MLS, unde o vom prelua și vom face cea mai bună echipă din MLS. Însă ca să faci chestia asta avem nevoie și de obiective. Și obiectivele sunt în felul următor. Obiectivul principal, să zicem așa, clar este să câștigăm MLS. Deci avem la dispoziție 5 sezoane și în aceste 5 sezoane trebuie să câștigăm MLS măcar de 2 ori. Eu zic că putem de mai multe ori pentru că totuși avem pe Messi, dar nu o să stea foarte bun la noi în echipă pentru că este bătrân. De asemenea, în MLS mai există o chestie, United States Open Cup, care și la asta participăm dacă nu mă înșel. Așa că și asta o să încercăm să câștigăm, măcar o singură dată. De asemenea, echipa noastră nu arată foarte bine. În momentul de față avem jucători de 60 overall în echipă. Deci unul dintre obiective va fi ca până în ultimul sezon să fie toată echipa noastră 80 plus overall. Și pe lângă aceste obiective mai avem două reguli. Două transferuri per sezon, după cum știți. Și a doua regulă este ca după ce se lasă de fotbal Lionel Messi să-i transferăm regenul la Inter Miami. Bine, cu aceste reguli și cu aceste obiective, hai să vedem cum arată echipa exact. Adică putem să modificăm. Ruiz, de exemplu, nu are ce căuta la echipă, așa că lăsați-mi pe mine să o aranjez. E bine, și cam așa va arăta echipa. Eu zic că formația asta este foarte bună pentru că noi avem în echipă 2 CF, Lionel Messi și Farias, care sunt foarte, foarte buni. Iar la echipă clar ne trebuie un fundaș, un portar și clar un mijlocaș. Așa că de poziția asta o să ne ocupăm. Iar noi vedem că pentru primul sezon avem la dispoziție 23 de milioane de dolari. E destul de bine, însă haideți să vedem ce putem să transferăm. E bine, și cei doi jucători pe care vreau să-i transfer sunt Gray și Manuel Neuer. Doi jucători chiar foarte bun. E bine, și uitați-vă acum cum arată echipa. Nu o să ne ține mult Manuel Neuer, nici Busquets, nici Alba, nici Suarez, clar nici Messi, dar măcar o să ne aștepte câteva sezoane. Poate cine știe, prin minune câștigăm. Așa că haideți să spunem sezonul cu numărul 1, să vedem ce va reuși echipa noastră Inter Miami să facă în MLS. Sezonul cu numărul 1 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și da, la ce mă așteptam, au scăzut destul de mult, însă au crescut câțiva. Totuși, uitați-vă la Alba, 77 overall, Messi nu chiar atât de mult, deși mă așteptam să scadă pe mult. Iar la goluri vedem că este lui Suarez cu 16 goluri. Pe locul 2 Lionel Messi și la asisturi este Farias. Totuși, gata de ce câștigă este Ure. Ok, ok. 25 de goluri. Iar în ligă, din păcate, nu reușim să câștigăm. MLS Finals se pare că câștigă aici Philadelphia. Iar noi suntem scoși în semifinale, presupun. Deși nu scrie, scrie Finals. Ok, eu să zic semifinale de Philadelphia. Dar totuși, în Entrance Conference, am terminat pe locul 1, dar da, n-am câștigat, asta este problema. Iar în Open Cup se pare campion direct din Round of 16, ne bate Columbus cu 2-1. E bine, în sezonul cu numărul 2, hai să vedem ce putem să facem la echipă. Clar avem nevoie de un right back pentru că acel right back care l-am avut la echipă a fost în loan. Și al doilea transfer, să fiu sincer, cred că ar trebui ori în locul lui Suarez, ori în locul lui Busquets, să fiu sincer. Nu știu, amândoi sunt bătrâni, dar cred că Suarez, da, Suarez, trebuie un nou jucător. Dar sincer să fiu, asta aștepta să plece la echipă ca să-i luăm regenul, așa că momentan nu. O să vreau totuși să transfer un fundaș pentru că acest Freire are 30 de ani, deci na, hai să transferăm doi fundași, un right back și un CB. E bine, și cei doi jucători pe care îi vom transfera este acel jucător Miguel Ayala și Hato, de ce nu? Doi jucători chiar foarte buni, așa că o să o bag eu să-i transfer. E bine, și acum cu Hato și cu Ayala, doi jucători destul de buni la echipă, chiar o să ne descurcăm. Și observ că Alba nu vrea să-și prelungească contractul, înseamnă că se retrage. Și Busquets la fel. Și Suarez. Wow, ok, bă, ce moment. Wow, trei jucători foarte, foarte buni se retrag de la noi de la echipă. Și nici n-aș vrea să-i vând. Aș vrea să joace la noi în echipă, chiar avem nevoie pe pozițiile alea. Și mai ales că nici nu mai putem să mai transferăm nici un jucător. Deja am transferat doi. Nu știu, o să vedem cum ne descurcăm. Însă simulăm sezonul cu numărul 2, spune ce va reuși să facă bătrânii noștri la Inter Miami. Pe acest video clipmaker ca să vă reamintesc că peste 69% dintre voi nu sunteți abonați și vreau să vă spun să vă abonați, să dați like și să activați clopoțelul și următorul target al nostru este de 10.000 de abonați. Vă las în continuare cu videoclipul. Sezonul cu numărul 2 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și da, a scăzut foarte, foarte mult. Messi 84, Suarez 74, oricum Busquets, Alba și Suarez pleacă după sezonul ăsta, din păcate, dar asta este. La goluri totuși se pare că data asta a fost Messi cu 19 goluri, Farias în spatele lui cu 16 și la asisturi este Gray, foarte bine. Gata, de ori aici o câștigă Messi, ok, cu 19 goluri, bravo lui. Însă, din păcate, da, din nou nu reușim să câștigăm, este aici LA
Galaxy și noi suntem scoși în conferență semifinale, deși e le 4, în fine, semifinale. 2-0 versus Cincinnati, cred că așa se pronunță. Totuși, uite, în Eastern Conference a intrat pe locul 1, iar în Open Cup se pare că iar LA Galaxy câștigă. Noi suntem scoși direct din runda a doua, wow, suntem scoși instant. 2-1. În sezonul numărul 3 o să încerc eu să-i transfer înapoi pe Suarez și pe Busquets, însă va trebui să-i găsim. E bine, și uite că i-am găsit, toți sunt la free agent, însă nu putem să-i transferăm pe toți, o să transfer doar pe Busquets și pe Suarez sau Salas și Montaya și pe Avila, adică Alba o să transferăm poate sezonul viitor. E bine, și am pus aici în echipă pe Salas și pe Montoya, adică Busquets și Suarez, și în sezonul viitor probabil o să-l aducem și pe Alba, însă eu zic că arată chiar foarte bine echipa. Însă se pare că nici Messi nu o să mai stea în echipă, bă, nici Messi și nici Neuer. Wow, ok, ok, deci da, nu o să-l transferăm pe Jordi Alba sau genul lui, o să transferăm portar și un nou Messi. Clar. Merge și simulăm sezonul cu numărul 3 să vedem ce va reuși să facă echipa noastră Inter Miami în continuare. Sezonul cu numărul 3 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine. Nici Messi n-a scăzut chiar așa de mult, însă ceilalți jucători au crescut destul de bine. Iar la stats-o vedem că a fost Salas, regenul lui Suarez, cu 24 de goluri și în spate, uite, pe Messi, are 39 de ani. Și la asisturi se pare că a fost tot Salas. Gata de oră se pare că câștigă Salas cu 24 de goluri și se pare că reușim să câștigăm MLS, mă, bine acolo. Reușim să câștigăm odată cu 3-0 versus Salt Lake, aparent. Iar în Eastern se pare că am tot pe locul 1, deci da, foarte bine acolo, câștigăm MLS. În Open Cup se pare că pierdem direct din runda a doua, ne bate New England la penalty, ok, ok, și câștigă aici Los Angeles, ok. În sezonul cu numărul 4 vedem că Messi a plecat de la Inter Miami, pentru că s-a retras de sigur și nu era la fel. Treaba asta acum este să-i găsim, așa că haide să-i caut. E bine, și l-am găsit și pe Messi și pe Neuer, însă uitați-vă la Messi, 94 overall pentru el și clar el trebuie să fie. Clar, alt argentinian CF, 19 ani, nu are ce să fie. Espinoza, Francisco Espinoza, pare mult francez dacă mă întrebați pe mine, dar ok. Sau italian, poate. Și noi era aici Rafael Schneider, portare destul de bun, 83 overall. Eu zic că merge. Și ambii sunt free agent. Vedem că Alba a fost transferat la Dortmund, dar poate îl luăm în sezonul următor. Așa cum să mă bag eu să-l transfer pe și pe Messi și pe Neuer. E bine, și acum cu Neuer și cu Messi, da, bine, regenurile lor, arată foarte bine echipa și ne mai trebuie un singur, sau bine, doi jucători, până când ajunge echipa noastră, ce puțin primul 11, 80 plus overall. Deci trebuie să mai crească Aviles și să transferăm noi un left back, dar asta următorul sezon. Așa că haide să simulăm sezonul cu numărul 4 să vedem ce se întâmplă mai departe cu Inter Miami. Sezonul cu numărul 4 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine, dar mai trebuie left back-ul nostru, o să ne ocupăm în sezonul următor, însă uitați-vă la echipă, asta nu este echipă de MLS, clar. Și la goluri vedem că este Espinoza, adică Lionel Messi, genul lui, cu 34 de goluri, Suarez în spate cu 25 de goluri și la asisturi este Gray, foarte, foarte bun și Gray. Iar gata de ori, clar, trebuia să aibă aici Messi, regenul lui Lionel Messi, cu 29 de goluri, iar în MLS se pare că nu reușim să câștigăm, câștigă aici Timbers și noi suntem scoși de cea Red Bulls cu 4-0, wow, ok. Însă totuși reușim să câștigăm Open Cup, bine acolo, 3-0 versus cei de la Atlanta, câștigăm și noi Open Cup. E ok, completăm obiectivul. În ultimul sezon, sezonul cu numărul 5, hai să vedem ce putem să facem în echipă. Și prima chestie pe care o să o facem este clar să cumpărăm un nou left back. Avem bani necesari, deci o să ducem o all out pe un left back. Și acesta, da, nu o să fie Avila, adică regionul lui Alba, o să fie altul. E bine, și de ce nu? Haideți să-l transferăm pe Kerkes, jucătorul cel de la Liverpool în momentul de față. Expiră și contractul, așa că este perfect. E bine, și acum cu Kerkes la echipă, toată echipa, per total să zicem așa, este 80 plus overall, mai bine zis primul 11, pentru că banca de rezerve e jale, dar asta este, ce contează este primul 11, așa că cu această echipă mergem și simulăm sezonul cu numărul 5, vedem ce reușește să facă Inter Miami. Sezonul cu numărul 5 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine, foarte, foarte bine, 96 overall regenul lui Messi, iar la goluri se pare că este tot regenul lui Messi, 30 de goluri, iar pe locul 2 Salas, adică regenul lui Suarez, cu 25 de goluri, și la
asistor este tot regenul lui Lionel Messi. Wow, dar data asta nu câștigă, gata, da, ok, ok, interesant. Și se pare că nu reușim, bă, nu reușim să câștigăm din nou MLS. Aparent, MLS este o ligă chiar foarte, foarte bună. Cu echipa asta să nu reușesc, bine, poate rezervele trebuiau rolul aranjate, însă totuși la ce echipă avem, pierde, uite, pierdem 3-2 versus cel la Red Bulls și nu reușim să completăm obiectivul acela. Totuși reușim să câștigăm încă o dată Open Cup, ceea ce este bine. 3-1 versus cel la Los Angeles. E bine, și cam astea au fost 5 sezoane petrecute la Inter Miami, unde ne-am sucat destul de bine, am reușit să completăm câteva obiective acolo, din păcate n-am reușit să câștigem de două ori liga, dar este ok, mi-am dat seama că MLS nu este o ligă așa de ușoară. Nu uitați acolo să lăsați în comentarii mai multe idei de videoclip, dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, să activați clopoțelul. Eu am fost Andrei Albait, v-am pupat, pa, pa!